Servus, Zoltan. Bună, Oana. Ce mai faci? Bine fac, lucrez. Lucrezi? Da, lucrez. Cu unelte? Cu tot felul de unelte. Încerc să-i aduc pe oameni pe calea cea bună. Păi da, în podcast anterior ne-ai dat o direcție, ca să zic așa. O direcție confuză sau ce? Nu. Pentru mine a fost foarte clară. Mm-hmm. Sper că și pentru cei care ne ascultă. Dar aș vrea astăzi să povestim... mai să intrăm mai adânc în subiect. În subiectul acesta al planificării, organizării, uh-huh, și așa mai departe, și să discutăm concret cum putem să ajungem la acea direcție, la metode de organizare, de planificare, oh, de cum ne menținem motivați. Deci să fie un fel de curs de productivitate. Da. Bine. Da, pentru că știu că ok, reluăm atunci. Știu că de-a lungul timpului ai creat niște produse care să îi ajute pe cei care într-adevăr vor să facă o schimbare. Da. Și știu că așa, avem un produs care ne sprijină în acest început, uh-huh, de an și în practic în orice plan, activitate pe care vrei să o desfășori. Deci... când am creat The Project, că până la urmă... și webinarul de ieri era despre cum anume să abordezi tot ce înseamnă planificare, organizare, productivitate, astfel încât să nu fie doar organizare, productivitate, mm-hmm, și rezultate, ci să fie distractiv și să te bucuri de proces și să faci toată chestia asta cu entuziasm, mm-hmm, și cu satisfacție la final. Exact. Da? Pentru că ce se întâmplă, și asta am zis la foarte mulți oameni, obțin rezultate, dar nu sunt fericiți. Da. Sau obțin rezultate pe care alții le admiră și ei sunt nemulțumiți de ei. Da. Și când s-a născut acest, mă rog, bunicul acestui curs de, okay, project, a fost atunci când am lansat prima dată BTI, Back to Yourself, care, mm-hmm, a fost acum 5 ani deja? Da, 5. O să fie 5 ani în primăvară. Atunci am ținut un workshop de 5 ore, a fost oare? 4 ore? 4 ore. 3, 4, 5 ore, ceva de genul ăsta. Workshop despre, eu i-am spus atunci, self-leadership. Ok. Pentru că, și cred că s-a numit Lead Yourself to Lead Others, ceva de genul ăsta. Da. Pentru că mă frustra maxim. Deja lucram de câțiva ani în dezvoltarea inteligenței emoționale și am lucrat foarte mult în perioada respectivă cu oameni care căutau productivitate. Mm-hmm. Adică inteligența emoțională era populară acum 6-7 ani doar între oameni care făceau constant cursuri, și acum 6-7 ani făceau constant cursuri oamenii care aveau un anumit nivel de, nu neapărat de educație, ci profesional. Profesional, ok. Adică și la cursurile mele de inteligență emoțională veneau oameni care aveau un anumit statut la nivel profesional și aveau o căutare continuă, nu erau mase de oameni care aveau căutare, mm-hmm, cum e acum. Și am văzut foarte mult la oamenii ăștia, care mulți erau oameni de afaceri, manageri, cu diverse preocupări profesionale mai intense, să zic așa, am văzut că sunt profund nefericiți. Nemulțumiți de ei, veșnic în conflict cu tot felul de lucruri din jurul lor, dezamăgiți de tot felul de chestii, și am zis, bă, deci, dacă oamenii ăștia, care au asemenea rezultate în viața lor, unii dintre ei sunt depresivi și nu pot să adormă seara decât cu câte un pahar de vin și n-au poftă de mâncare și singuri, și dacă ăștia au problemele astea, ce să zică restul, care au acelea stări, dar n-au nici măcar rezultatele. Da. Și atunci am zis, bun, cel mai important lucru din punctul meu de vedere, de asta s-a numit și Lead Yourself to Lead Others, ar fi acest self-leadership. Uh-huh. Adică să știi cum să te gestionezi pe tine. Și aici nu vorbesc doar de abilități de inteligență emoțională, ci vorbesc de concret ce să faci ca să te gestionezi pe tine, timpul tău și rezultatele tale, resursele tale. Și workshopul respectiv a fost un fel de... cred că a fost începutul luptei mele împotriva dezvoltării personale, pentru că am luat enorm de multe unelte de dezvoltare personală. Am pus... cred că atunci au fost 7 piloni. Am zis 7 piloni ai... a leadership-ului, și pe fiecare pilon am dat între 3 și 5 metode, parcă. Okay. Și îmi doream foarte mult ca oamenii să aibă o viziune coerentă care leagă toată această metodologie. Adică, bun, tu vrei să fii mai productiv, vrei să fii mai organizat și ai foarte multe unelte, dar care este
baza sau, nu știu, fundamentul pe care tu folosești aceste elemente. Și atunci am pus toate aceste unelte în contextul inteligenței emoționale. Okay. Adică ceva de genul ăsta, uite-te, așa funcționează creierul tău. Astea sunt principiile, mecanisme științifice, matematice, n-ai ce să te zbați. Așa funcționează. Okay. Și sunt niște unelte care sunt mult mai eficiente pentru că respectă modul în care funcționează creierul tău. Da? Respectă sau chiar se folosesc de aceste mecanisme ale biologiei noastre până la urmă ca să obțină lucrurile care sunt după sau dincolo de biologia noastră. Uh-huh. Pentru că noi oamenii trăim într-o lume conceptuală. Adică în acest mai de mult, acum niște mii de ani, singurul lucru care ne motiva era mâncarea și sexul. Acum a rămas doar sexul, că mâncarea avem. Glumesc. Pentru unii a rămas doar asta. Ideea este că dincolo de aceste instincte de supraviețuire a individului și a speciei, noi oamenii avem niște aspirații care ar trebui teoretic să fie dincolo de instinctul de supraviețuire. Da? Corect, da. Și aceste aspirații sunt conceptuale pentru creierul nostru, care generează sentimentul de motivație, de exemplu, sau generează nevoia de acțiune. Ele n-au un sens. Deci efectiv pentru creierul nostru emoțional, care vine cu stare de oh my god, vreau să fac chestia asta, nu are niciun sens îmbunătățirea, nu știu, comunității sau a mediului înconjurător sau chestiile astea n-au sens. Trebuie să le dai un sens, trebuie să le poți traduce. Și atunci, toate uneltele acelea pe care le-am prezentat atunci aveau fundamentul aceste legi, aceste mecanisme care nu sunt negociabile, că n-ai ce să negociezi, pe care multă lume nu le înțelege și din cauza cărora, mă rog, a neînțelegerii lor, oamenii ajung să obțină rezultate, dar să fie nefericiți. Sau să fie nefericiți pentru că nu obțin rezultatele. Uh-huh. Pentru că se opresc pe drum. Din cauza acestor mecanisme, la început de an ai foarte multă energie și ai foarte mult chef și după două luni nu mai ai nimica. Sau, din contră, la final de an ai foarte mult chef și în ianuarie îți scade energia de nu mai ai nimica. Da? Okay. Sunt niște matematici acolo pe care dacă nu le înțelegem, deja avem toate uneltele pentru că nu ne va duce într-un loc mai bun. Da? Practic sunt personalizate, adică le putem lua și le folosim în funcție de... Exact asta e ideea, că oamenii nu înțeleg că orice unealtă va trebui să o personalizezi. Trăim într-o lume în care ne așteptăm să ni se dea mură în gură la nivelul la care chestia să funcționeze din prima, eu să nu trebuiască să gândesc sau să nu trebuiască să le trec prin filtrul meu personal. Okay? Eu spun oamenilor, trebuie să observi, nu, zi-mi ce să fac. Să observi este o acțiune. Dar ce să observ? Păi, omule, să observi înseamnă să-ți orientezi atenția conștientă și să culegi informații. Dar ce fel de informații să culeg? Știi? Adică... Ca și ce vrei să... amici. De ce? De ce? Da, de ce? Da, da, de da, ce? Da. Eu vrei să observ în locul tău și să zic ce am observat. Asta vrei de fapt, nu? Pentru unii ar fi mult mai simplu, exact, să observe alții. Da, da, aici ajungem la relația de cuplu și de ce? De ce unii ajung să fie înșelați, strădați, divorțați, respiși, știi? Pentru că degeaba vrei să știi... Degeaba îl întrebi pe ăla, ești fericit? Da. Ok. Bine. Nu, trebuie să... culege informațiile alea care sunt reale, știi? Yeah. Și atunci, tot acest concept de self-leadership, mai ales că au urmat niște ani de zile în care eu am predat dezvoltarea inteligenței emoționale, am interacționat cu niște mii de oameni în online și live, da? Am căpătat o grămadă de experiență. Și atunci am zis acum 2 ani, mai trebuie să le pun asta într-o formă, că mi se par, când zic, deci, nu valoros, indispensabil pentru cineva care vrea să lege dezvoltarea personală de viața personală, profesionalul de personal și vrea să-și vadă viața ca pe un întreg. Dacă nu ai înțelegerea acestor mecanisme, nu ai cum să-ți vezi viața ca un întreg. E dezvoltarea personală, ai obiective, ai productivitate, ai rezultate și nu înțelegi nimic din propria ta viață după câțiva ani. Nu înțelegi de ce am ajuns să nu am relația pe care mi-o doresc așa cum mi-o doresc, pentru că eu eram numai productiv. Productivitatea este despre bani, nu este despre relații. Productivitatea nu este despre mulțumire de sine, productivitatea nu este despre fericire, productivitatea nu este despre relația cu propria ta persoană și cu ceilalți. Productivitatea este despre bani și rezultate social-financiare. Punct. Da? Da. Și atunci am creat acest sistem până la urmă, că e un sistem de 6 cursuri, dacă stau să mă gândesc.
în capul meu e un întreg. De-aia am zis The Project. Știi că atunci când am lansat cursul respectiv a fost o... Deci ne-am chinuit... Brainstorming din alea. Deci lansarea a fost cu cursul fără nume. Nu mi-a plăcut conceptul neapărat. Era cumva vara în contextul Untold și pentru era că așa... Pentru că nu reușeam să-i stabilim. Exact, nume. Deci nu aveam, frate, până în ultima clipă, până când tot scriam noi pe tablă cuvinte, așa că ți-am amintești, exact, că scriam posibile denumiri. Am vrut să-l denumim și chiar să luăm site-ul selfleadership.ro, dar deja era branduit de către cineva din zona de educație, de business și am zis, ok, chiar nu vreau să mă bag peste alții, nu vreau să mă apuc să iau, așa cum fac alții cu noi, nu vreau să le iau eu, nu vreau să mă bag peste alții, nu-mi place chestia asta, îmi place să am locul meu. Și atunci am zis, trebuie să căutăm altceva. Și așa s-a născut The Project. Dar de fapt, sunt 6 cursuri care sunt fiecare despre o bucățică din acest self-leadership. Fiecare dintre ele acoperă un domeniu, dacă vrei, al dezvoltării personale, care ca un întreg, după aceea te ajută să realizezi ceea ce... Mă rog, primul modul. Nu este neapărat o ordine a modulelor, că sunt ca un puzzle și așa arată și logo-ul. Da, au fost făcute. Da, la un moment dat aveau ele o ordine, dar am zis, bă, dar astea sunt fiecare un curs separat și în același timp se completează. Hai să fie logo-ul un puzzle și așa s-a născut logo-ul de project. Și inițial, primul modul era despre cum să ajungi de la vis, de la imposibil la plan, la un plan. Pentru că făcusem un exercițiu, un workshop cu prietenii. Prima dată am făcut cu prietenii chestia asta, unde am testat cumva mecanismul ăla. Și în urma acelui workshop s-a născut brandul Gorum, de exemplu. Deci unul dintre participanții la acel workshop între prieteni, că și acum amintesc, eram la Ovidiu Ciocoiu acasă, eu stăteam pe masă, că mi-e place să stau ca un copil, stăteam pe masă și îmi bălăgâneam picioarele, eu eram trainerul, da? Și erau, cred că, nu știu, 6-7 persoane pe care invitase Ovidiu, ce eu știu că e o chestie super valoroasă, că cu mine ai făcut-o și aș vrea foarte mult să faci cu ăștia și ți-i adun super eu și... Nu, am făcut-o. Eu am predat așa lejer și na, era Ovidiu care zicea... Mi-a plăcea foarte mult, eu atunci lucra la Louis Purple. Deja mi-era consultant vestimentar, dar nu eram noi așa prieteni cum suntem acum. Și el zicea, mi-ar plăcea să am propriul meu brand de haine și să franciză și showroom și tot felul de... Deci avea o chestie, viziune super faină care m-a inspirat chiar și pe mine. Și zice, dar nu știu cu ce să încep. Și aici e problema oamenilor. Nu știu cu ce să încep. Și zice, bă, hai să începem cu viziunea. Să începem cu viziunea și să construim și acolo, mă rog, eu am creat un proces prin care și le-am spus, păi vă rog din suflet, luați cel mai nesimțit vis al vostru, ăla care vi se pare cel mai nerealizabil, ăla vreau să lucrez, vă rog provocați-mă un pic. Super. Și au luat oamenii chestii de alea care, de exemplu, una dintre fete spunea că vrea să ajungă consilier sau consultant la Națiunile Unite. Da? Adică e o chestie care la 24-25 de ani pare foarte departe. Da? Și efectiv i-am creat planul, deci așa încât fata știa ce are de făcut astăzi, mâine, poimâine, care sunt pașii, etapele și cum ajunge acolo. Și era uimită. Și până în mintea mea era imposibil. Așa este, că mintea noastră funcționează într-un fel anume, dacă noi înțelegi mecanismele și forțezi mecanismele să funcționeze, vezi, Doamne, cum crezi tu că ar trebui să funcționeze și cum ne învață pe noi dezvoltarea personală. Fă-ți un plan, fă-ți etape, timeline, termen. Și eu am zis, nu contează termen. Și am zis, în cât timp crezi că poți să ajungi? Și zice ea, nu știu, poate în 10 ani. Ok, ți se pare relaxat? Da. Ok, dacă în 10 ani ajungi, ești mulțumită? Da. Și am făcut planul și dat seama că poate să ajungă în 5. Și la fel am pățit și cu Ovidiu, că până la urmă Gorun, în acest moment, este o realitate. Da, este. Da? Și cum zic, e un brand super fain și super apreciat de oameni. Și, cum zic, pentru el aduce o împlinire extraordinară. Și ce să zic, pentru mine. Și... Asta înseamnă, de fapt, să înțelegi mecanismele, să-ți dai seama de la ce pleci, care sunt acele limite ale proprii tale biologii care nu te lasă să vezi planul și să te folosești de propriile tale mecanisme să poți crea în realitate niște lucruri. Evident că după ce faci planul, este nevoie de acțiune. Acolo este un alt modul despre cum să-ți menții starea, despre cum să te organizezi un alt modul, despre cum anume să faci orice până la urmă care e integrat de la ok, trebuie să mă pornesc de pe acum, am un vis nesimțit, habar n-am cum să ajungi acolo, să știi să-ți conturezi planul și să mergi până acolo.
Bun, da, dar Project nu e doar pentru aceste vise nesimțite, ca să zic așa. Dar așa mi-ar plăcea să aibă oamenii vise nesimțite. Păi sunt convinsă că au, doar că le este frică, se blochează, exact cum spuneai și tu mai devreme, în momentul în care nu știi direcția, nu știi de unde să iei, nu știi cum să-ți faci planul ăla, renunți. A, de aia nu știu. Da, confuz este. Deci da. De dușmanul. Și acolo apare frustrarea, băi, eu nu sunt capabil să fac treaba asta, nu o să-mi îndeplinez niciodată visul ăsta și, ok, hai să mă ocup de alte chestii care poate nu o să care mă împlinească. Care mi-asigură supraviețuirea. Exact, exact. Și revenim la acel instinct de supraviețuire. Deci, e bine să avem și vise nesimțite, să avem cât mai multe, dar uite că există unealta care există. Să spune planul ăsta. Cam era foarte dulce la începutul relației noastre, că ea e foarte realistă. Realistă înseamnă că nu se poate. Eu sunt foarte nerealist. Deci eu sunt din ăsta care veneam și zice, oh my god, tu-ți imaginezi dacă... Și începeam să... Puh, deci așa, o viziune mai zice, Zoltan, no, serios, iară speculezi. Zic, nu speculez. Eu, în capul meu, chestiile astea sunt posibile. De-aia îmi plac filmele SF. Da. În capul meu, toate aceste lucruri sunt posibile. Și zice, da, tu îți dai seama că nu poți să le faci acum sau că nu. Zic, tu știu că nu se poate acum, dar nu mă interesează ce se poate acum. De mine mă interesează ce se poate crea în perspectivă ca să pot crea un drum până acolo. Că dacă eu mă gândesc că, oricum nu e posibil acum, nici măcar nu o să-mi pun problema să creez un drum până acolo dacă mi se pare imposibil. Dar dacă eu zic, bă, într-un viitor de, nu știu, poate 100 de ani, e posibil. Râdea de mine cu cei 400 de ani pe care vreau să trăiesc. Bine, ar trebui să mă odihnesc mai mult ca să apuc, dar... niciodată, bine Zoltan, bine, tot ziceam eu, glumeam eu cu cei 400 de ani și la un dat am zis, am pus-o să ascult, cred că am și pus-o să asculte o înregistrare de la Anthony Robbins, parcă spunea că la cum evoluează tehnologia medicală, tot ce avem de făcut e să ne asigurăm că trăim următorii 20 de ani. Ok. Pentru că în acest moment se pot schimba organe, se apar tot felul de terapii, apar nanoboții, apar tot felul de chestii care, folosite într-un mod armonios, o să faciliteze regenerarea. Da? O să faciliteze vindecările și lungirea vieții. Da? Deci treaba fiecăruia este să supraviețuim următorii 20 de ani ca să avem acces ocazia să prindem chestia aia încă cât de cât. Chiar dacă sunt faze incipientă, dar... Da, putem să ne folosim. Și când i-am povestit chestia asta, nu știu dacă chiar am pus să asculte, zice, știi, era ceva genul... No, da, știi, așa apare o luminiță, știi? No, cred că... Mai era o speranță. Eu sunt... Eu sunt genul care văd luminițele prima dată. Deci eu văd luminițele și zic, bă, dacă cineva a făcut-o vreodată, nu zic că pot acum, adică nu sunt absurd. Mulți sunt absurzi. Deci eu pot să și zbor. Nu pot să zbori. Ba dacă eu îmi cumpăr... Păi nu, stai picuț. Nu tu poți să zbori. Dacă îți cumperi chestia și depui efort și așa, atunci o să ajungi să zbori. Dar nu poți acum să zbori. Chestia asta cu nu pot e absurd. Adică, nu, e absurd să spui că, că pot orice. Nu poți orice. E stupid. Adică e idiot să spui că poți orice. Nu, în acest moment nu poți orice. Da? Nu pot acum. Nu trebuie să spui nu pot niciodată. Nu-s de acord cu chestia asta că nu, asta nu se poate. Nu-s de acord cu asta. Dar nu-s de acord nici cu pot orice. Asta e o idioție în ea dezvoltării personale, că nu eu pot orice. Nu poți orice. Poți orice în anumite condiții. Da. Până când ai condițiile respective, nu poți. Da. Știi? Și atunci n-are rost să tot cultivăm optimismul ăsta retardat, că nu pot să-i spun altfel, că nu orice este posibil, nu trebuie să spunem nu, trebuie să spui, lasă-mă frate, uite-te la viața ta și spune-mi dacă ai realizat tot ce ai vrut. Păi nu încă, exact. Las-o așa atunci. Când ai bifat tot ce ți-ai propus și poți instantaneu să faci orice, nu în condițiile în care, atunci povestim despre nu există, nu pot. Dar până atunci există, nu pot acum. Da. Da? Și asta, despre asta este The Project pentru mine. Despre un realism care își permite să viseze. Uh-huh. Despre un visător care e conștient și de limite și de posibilități și este conștient că există o cale pe care trebuie să o găsească, să o ajusteze și să o urmeze până la acel moment. Da. Uite că tot spui de vise, de fanteziile pe care le are fiecare, de acele vise nesimțite, unul dintre module se numește Atitudinea de supererou. Ta-da! Da. Și aici
povestești tu despre ceva, mi-aduc aminte că în momentul în care discutam despre proiectul ăsta, asta a fost chiar prima, cred că una din primele discuții, despre atitudinea de supererou. Și știu că tu o folosești, atitudinea asta, o dai ca exemplu într-un exercițiu pentru să aibă anumită postură. Da. Păi bine, acolo sunt mai multe tehnici care se combină și mai multe metode care se combină. În primul rând, acolo vorbesc despre motivație, despre răbdare, despre determinare, despre cum să-ți menții diverse unelte prin care poți să menții starea, respectiv când o pierzi, o readuci, despre acel realism care spune, măi, nu are rost să te amăgești că o să ai starea asta de motivație până la capăt. Da. Păi ba dacă, nu o să ai. Uite-te la restul vieții tale și spune-mi dacă starea asta te-a ținut legat de ceva până la capăt. Da? Nu te-a ținut. N-are rost să ne amăgim. Și atunci, uneltele de care ai nevoie sunt cele prin care să ai grijă să nu o pierzi, da? Este primul lucru. Respectiv, să știi să o readuci. Și atunci, inclusiv aceste unelte de genul posturile de Superman, care provin din studii, adică ce am întrebat la Anzota în câte cărți a citit, nu știu. Și nu mai știu din care cărți dau foarte multe metode și exemple. Ăsta întâmplătorul știu că este cartea Prezența lui Amy Cuddy, în care ea expune studii, studii prin care i-a demonstrat că postura influențează starea și rezultatele pe care le ai și dă niște exerciții și atunci am preluat de acolo niște lucruri, am completat cu informații din zona de neuroștiințe și le-am pus acolo. Și pentru mine atitudinea asta de supererou, de fapt, e ceva din miezul ființei mele, pentru că nu degeaba îmi plac filmele cu supereroi. Da. Știi? Și cum se spune? Culmea este că și în filmele alea cu supereroii și reiau momentele lor în care pică, da, dar oamenii ce fac este în mintea lor se gândesc, băi, deci nu, deci dacă acum am starea asta, dacă acum am văzut, dacă se amăgesc că o să-i țină, în loc să se uite la filme cu supereroi și să-și dea seama că și aia au momentele lor, mai mult de atât, de obicei momentele lor au nevoie de ajutor. De obicei, în momentele respective vine o inspirație de undeva, într-o formă sau alta. Și acum, treaba noastră, dacă vrem să avem o atitudine de supererou, este să ne creăm pentru acele momente uneltele, să ne creăm propriul ajutor sau să știm unde să ne îndreptăm când avem nevoie. În loc să ne luăm după dezvoltarea personală care spune, nu, trebuie să-ți menții motivația. Nu poți să-ți menții motivația. Poți să o regăsești. Poți să ai grijă să nu o pierzi, să faci multe lucruri ca să, sau să elimini din mintea ta niște chestii care te fac să o pierzi, dar nu poți să o menții la nesfârșit, că nu există așa ceva. Adică e ca și cum ce vrei și în somn să ai motivație. Nu vrei să dormi sau ce-i cu tine, știi? Nu poți să o menții, dar poți să o readuci din nou și din nou. Și atunci sunt asemenea lucruri, sau inclusiv legat de determinare. Cum să te ții până la capăt. Că mulți au chestia asta de, bun, gata, de acum încolo trebuie să fac niște lucruri forever, zilnic. Dude, lasă-mă cu povești. De zi-mi care este, în afară de mâncat și dormit, care este, nici dormitul, care este lucrul pe care l-ai făcut zilnic toată viața ta? Nu există așa ceva, omule. E foarte greu să scăpăm de niște obiceiuri. De făcut le facem, dar nu totdeauna obiceiurile alea bune. Da, exact. Da, și atunci la fel cred că e nevoie de antrenament. E nevoie de antrenament. Nici măcar viciile nu le faci în mod regulat. Adică și acolo mai e pauze. Adică lucruri care sunt automatizate foarte, foarte bine și la alea mai ai pauză. Și atunci, cum vrei să menții tu un lucru pe care ți l-ai propus tu mental la un moment dat? Și despre asta e The Project pentru mine, să aplici toate metodele alea de dezvoltare personală care nu spun că nu funcționează. Deci funcționează, dar să le aplici cu cap, să le aplici pe baza acelei naturi interioare foarte profunde care înseamnă biologia noastră până la urmă, să știi să nu intri în luptă cu biologia respectivă ca să după aia acea biologie să-ți bagi bețe în roate. Da. Cât de multe ori ajungem în pasul ăla. Interesant. Acum că tot pomeneai de dezvoltare personală, este un modul care se numește dezvoltare personală intenționată. Dăm în dezvoltarea personală sau dăm doar că... dar ne folosim de ea și o punem în practică așa cum trebuie. Mă cunoști, știi, da, că dăm în dezvoltarea personală, dar această culme este că această dezvoltare personală numai personală nu este. Păi, pentru că toată lumea care predă dezvoltare personală, într-o formă sau alta, are tendința să spună, deține adevărul absolut și așa se face. Și dacă faci așa, o să obții rezultatul. Și nu obții rezultatul. Deci eu când văd testimonialele alea, știi?
Sunt cursuri pe care le cumpără 1000 de oameni și pe site sunt 5 testimoniale. Da. De mamă ce am făcut, știi? Sau mai văd în... Nu vreau să spun acum, nici măcar să fac aluzii, dar da. sunt, cum zic, marketingul în ghilimele. La un moment dat un prieten meu a făcut o glumă și a denumit un grup marketing, de la bark, lătrat. Uh-huh. Da? No, mai mult e marketing decât marketing. Adică lătrăm și atragem atenția prin tot felul de lucruri, dar nu funcționează toată lumea. Adică dacă ți-au cumpărat ție... Vorbesc cum așa de Back to Yourself, vorbesc chiar și de Project. Am cursanți care mi-au cumpărat de Project și n-au ascultat nimic din el. Ce să-ți fac? Da. Și vrei să mă duc eu și să-ți aplic în viață The Project pentru că l-ai cumpărat? Sau cum vrei să faci? Nici măcar asta nu o să funcționeze. Cei care au cumpărat The Project și au pus în practică și au avut răbdarea să pună în practică, așa cum am spus acolo, da, obținut rezultate, dar inclusiv în Back to Yourself sunt oameni care se împotmonesc, nu mai fac mai departe. Cei care fac, obțin rezultate. Dar majoritatea cursurilor pe care le fac oamenii vin cu niște metode generale. Foarte puțini educatori sunt pe piață și tot respectul meu pentru ei, care ajută pe oameni să-și personalizeze drumul. Uh-huh. Dar să-și personalizeze în sensul real al cuvântului. Am cursanți, tu știi bine că sunt cursanți care au venit din cursuri de business, care au venit și au zis, bă, ca să pun în practică treaba aia care mi se recomandă, trebuie să știu să lucrez cu tine, să am grijă de mine. Da. Cursul de parenting, oameni care au cumpărat curs de parenting și au venit și au zis, bă, înainte să-mi învăț copilul, trebuie să învăț să lucrez cu mine. Da. Da. Și recent, acum am o clientă care 2 ani de zile a avut un consultant de business care a învățat o grămadă de chestii de business, sisteme, da? Care sunt foarte faine sisteme respective, da. Și îi dădea ei sfaturi de cum să motiveze echipa. În condiții în care omul respectiv nu are o echipă proprie, okay. Dar lucrează cu alte echipe, mm-hmm. Da? Le zice altora cum să-și motiveze echipele. El nu are echipă. De da? Unde are experiența? Avem metode din cărți. Avem toate metodele din cărți și a ajuns tipa respectivă să aibă niște conflicte în echipă din cauza faptului că consultantul respectiv a spus, uite-te, un sistem de bonusare, așa se fac, bonusurile, toate s-au stabilit foarte clar, din punct de business perfect, înțelegi? Doar că în acest moment bonusurile nu mai motivează pentru că sunt atât de previzibile încât nu mai au niciun fel de factor de surpriză plăcută. Care e o chestie emoțională pe care consultanții nu o înțeleg decât teoretic. Știi? Mm-hmm. Și inclusiv dacă găsești o regulă de cum să randomizezi bonusurile, oh my God. Și atunci o să fie o chestie super mentală, dar când ai starea de a oferi un cadou, da. Știi? Eu știu cum e. Tu știi de unicornul? Da. Apropo de ce înseamnă să iei toate metodele tehnice, da? Și să le folosești într-un mod personalizat, mm-hmm. Dar în momentul în care ne-am plimbat cu Cami prin magazin și am văzut unicornul ăla și am zis, unicornul ăsta strigă Oana, scrie Oana pe el, uite la el. Și hai să luăm. Nu era despre, da bun, trebuie să cumpărăm ceva pentru echipă. Hai să ne gândim ce cumpărăm pentru fiecare. Hai să facem o listă cu ce își dorește fiecare. Nu, a fost o chestie în care tu în momentul în care ai văzut unicornul ăla, tu știai că eu sunt conectat la unicornul tău interior. Despre asta e dezvoltarea personală, personalizată, intenționată, înseamnă ca tu să te cunoști suficient de bine, să știi să alegi metodele care ți se potrivesc, să știi care sunt pentru tine calități pe care vrei să le dezvolți, care sunt blocajele tale. Ce se întâmplă într-un curs de genul acesta, de orice dezvoltare personală, este că ți se spune, fii atent, trebuie să fii mai productiv, pentru chestia asta, trebuie să dezvolți aia. Da, mă, dar poate că pentru mine... Eu deja am 2 din calitățile alea, nu trebuie să mi le dezvolt alea și s-ar putea ca una dintre acele calități să fie o dificultate foarte mare. De exemplu, trezitul dimineața. Uh-huh. Deci dacă cineva poate să fie productiv, mă bag cu oricine în concurs. Deci mă bag în competiție cu oricine pe subiectul productivitate. Dar să nu fie de dimineață chestia aia. Sau poate să fie de dimineață, o dată, 2 pe săptămână. Maxim. Da? Maxim. Așa. Aici e chestia. Adică dacă tu mă bagi pe mine într-un curs de productivitate în care trebuie să ne trezim dimineața, să ne vedem la întâlniri la 6-7, pa. Da? Am primit gratuit acces la asemenea cursuri și am zis, nu mulțumesc. Am înțeles. La cursuri care costă foarte scump în rest și mastermind-uri cu experți și am zis, nu mulțumesc. Dacă asta e criteriul, nu. Nu-i pentru mine. Și atunci dacă tu știi să descoperi punctele tale slabe, atunci știi ce să iei din dezvoltarea personală și care sunt uneltele. Asta înseamnă dezvoltare personală
personală și intenționată. Și practic să-ți cunoști limitele. Da, da. Că asta e o limită. La mine, da. La mine e o chestie, păi, cum zic, e din asta eliminatorie, condiție eliminatorie, da, știi? Da. Adică e ok, sau, de exemplu, am o prietenă bună, clientă, slash, care organizează un club de public speaking. E un concept nou pentru noi, pentru România, un concept destul de vechi în lume, că deja există nu știu câte zeci de cluburi în lume, în engleză, internațional, foarte tare conceptul. Nu este de dimineață, este duminică de la 11, dar este în fiecare săptămână, condiție eliminatorie. Ok. Adică ia momentul în care a spus, da, haide, vin din când în când. Deci vin din când în când, îmi place la nebunie conceptul, mă distrez de numai, sunt copii și adulți de peste tot, de prin lume, sunt tot fel de jocuri și înveți, exersezi engleză, exersezi public speaking, foarte tare. Dar nu în fiecare săptămână. Înțelegi? Da. Adică dacă mă pui într-un curs în care eu am niște chestii fixe, în condițiile în care viața mea este organizată, altfel nu este pentru mine, oricât de mult mi-ar plăcea. Dacă pot să vin când am chef, și să particip și să plec când vreau, că nu pot să stau două ore de fiecare dată, da? Deci nu, dacă mă pui de la 11 la 1 în fiecare duminică, m-ai pierdut, pa, gata, s-a terminat, da? Și atunci aici e chestia, că fiecare dintre noi avem anumite afinități. Dezvoltarea personală intenționată înseamnă să-ți cunoști afinitățile, să-ți cunoști limitele, să-ți cunoști preferințele și în funcție de asta, după aceea să lucrezi, după aia devii productiv. Pentru că îți jonglezi cu propriile limite astfel încât chiar să ajungi unde vrei să ajungi. Altfel, te tot lovești. Asta încercam să explic unor oameni, că atunci când iese un pui de copac, deci cade o sămânță pe asfalt și cumva ajunge o bucățică de pământ pe sub bordură, cumva ajunge pe acolo, că ploaia tot o spală. Și începe să crească și dă de piatra aia de care e bordura. Și dezvoltarea personală ce face? Ce nu trebuie să dai în bordura aia până se sparge, înțelegi? Că așa se face. Deci trebuie să depui efortul, să tragi de tine, să forțezi limitele alea ca să iasă așa cum se vede în figura alăturată. Și dacă eu mă uit la figura alăturată și zic, bă, îmi doresc să iasă ceva asemănător, că nu-mi place exact așa, dar aia înseamnă că eu nu te forțez bordura aia, că trebuie să cresc drept. Nu mă deranjează să nu cresc drept. Nu mă deranjează să mă îndoi un picuț, să fie procesul aparent mai lent, că ce zic ăștia, bă, deci dacă merge în linie dreaptă e mai scurt. Așa este, dar în linie dreaptă este dita-i bordura și tu ești un firicel de pui de copac. Dar dacă te îndoi un picuț și ești pe lângă, după aia poți să spargi bordura când crești și te întărești un pic. Da? Dar dacă tu tot stai sub bordură și tot dai cu capul, la un moment dat te saturi și mor, că nu mai primești lumină, nu mai primești nutrienți, nu mai primești nimica. Dar dacă ești frumos pe lângă și ocolești și ți-asumi, da, mă, trebuie să ocolesc chestia asta, că în acest moment n-am cum să o sparg. Dar așteaptă un picuț să vezi când mi se întărește un pic scoarta și să vezi cum într-un an, doi, trei, bordura aia nu că se mută tot în jurul meu. Păi da. Drumul ăla drept, mi se pare că e mult mai linear și plictisitor. Că e dureros de-a dreptul. Da. Dar asta, așa, dacă găsești și alte portițe, mi se pare că e mai provocator. Și e provocator ajută... și mai, cum zic, mai în... ai aliniat cu energia vieții, dacă vrei. Gândește-te că, apropo de episodul trecut cu dar ce motivație are copacul să crească, știi? E foarte simplu. Copacul ăla are un singur obiectiv. Am nevoie de lumină, am nevoie de apă și îmi doresc foarte mult să creez alți copaci ca mine. Da? Da. Asta e motivația vieții. Nu este o motivație, așa o interpretăm noi, este o lege a vieții. Și ce face copacul ăla? Bă, bordură, n-am nicio problemă. Am o viață de copac care e îndelungată. Da? Și tot ce am de făcut e să găsesc soluția, să mă înalț, să pot să creez cât mai multe frunze ca să prind acele lucruri. Evident, în limita naturii mele, că nu mă apuc să mă uit la palmierul de lângă și zic, bă, ce frunze are ăla și eu am frunzuliță așa mici, multe, vreau și eu să am trei din ele mari. Nu, frate, în natura mea, în forma pe care pot să iau, o să găsesc soluția să cresc cât mai mare posibil. Da? Cât mai mare posibil, să creez alții ca mine cât mai mulți posibil, prin toate metodele care îmi sunt la îndemână. Înțelegi? Și toată chestia asta o fac în armonie cu totul din jurul meu. Asta înțelegi? În armonie. Asta înseamnă că ne susținem reciproc cu alte specii care sunt împreună. Da, sunt dăunători, dar dăunătorii au dăunătorii lor, care sunt prietenii mei cum ar veni și noi ne susținem reciproc. Și împreună creștem. Culmea este, dacă te uiți un pic în natură, toate cresc, frate. Noi ne spunem dăunători.
Păi da, că dar așa este dăunător pentru noi, da. Știi? Dar pentru... ei se susțin. Adică culmea este că leu mănâncă antilopa, dar sunt din ce în ce mai mulți lei, dar și din ce în ce mai mulți, multe antilope, culmea, știi? Da, și chiar am văzut un documentar interesant apropo de cum creăm noi valoarea în jurul nostru într-un mod armonios sau disarmonios. Un documentar în care spunea că nu știu ce stat din Canada au fost în anii 1930 au fost vânați și omorâți lupii foarte mult. În urma faptului că au fost vânați lupii, că aveau nevoie de piei, de habar n-am de ce, că îi considerau ei periculoși și nu știu ce, și i-au exterminat, au început să se mulțească cerbii foarte mult. În momentul în care cerbii au început să se mulțească, au început să moară de foame pe de-o parte, că nu mai aveau ce să mănânce, ceea ce însemna cadavre, înseamnă infecții în toată zona, da. Și erau pădurile au început să se uște pentru că toți cerbii ăia mâncau puieții de copaci. Deci nu mai puteau copaci noi să crească, îmbătrânea pădurea. Din cauza asta se făceau alunecări de teren în diverse locuri, din cauza căruia și-au schimbat râurile direcția. Da. Da? Din cauza cărora a apărut secetă în diverse locuri. Și noi nu ne dăm seama ce înseamnă să te dezvolți în armonie cu tine și cu ceilalți. Pentru că vine dezvoltarea persoanei și trebuie să spargi bordura aia neapărat. Da? Da, și plus, cred că mai există și... fapt, ne comparăm cu... Să ne luăm niște modele. Da, 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 da. Vreau să fiu ca Steve Jobs. Vezi că a murit de cancer. Da. Vreau să fiu ca Mark Zuckerberg. Vezi că acum e în proces. Știi? Sigur? Deci da, vrei toate astea? Păi nu, eu vreau numai... Păi nu asta merge nu așa. Asta nu ne cântărim când începem, ci pur și simplu, ok, vreau să fiu ca... Asta e scopul. Da. Dar nu vedem... Pentru că scopul este banii și faima. Să nu uităm. Da. Din nou, revenim. Da. Dar nu este viața scopul. Scopul nu este să te bucuri de viață. Scopul este să fii în lumina reflectoarelor, să te aprecieze toată lumea și să zică toți, oh my God, câți bani ai. Să poți să arunci cu banii stânga-dreapta, să fii ca în filmele americane. Am văzut recent un video, cream un landing page tocmai pentru webinarul care a fost și pe modelul de landing page erau niște key video-uri puse ca să vezi cum arată. Da. Și acolo era un tip, ține ceva cursuri din asta de motivație, oameni de afaceri, nu știu ce, pentru bărbați, adică din asta care au fost în armată. N-am auzit sunetul, am văzut doar video. Și erau, cum zic, el avea filme, bucățele de videouri în care stătea într-un lobby unui hotel, într-o poziție anume îmbrăcat într-un fel și vorbea la telefon. După aceea stătea rezemat de, să mă rog, pe capota unui Ferrari, nu știu de care, după care era pe scenă cu mii de oameni care îl aplaudau și practic ni se vinde ideea asta de succes egal bani, scenă, faimă, statui. Asta e succesul. Da. Și atunci dezvoltarea personală acolo duce. Știi? Și puțin își dau seama, dar eu în ce direcție vreau să mă dezvolt? Poate chiar vreau să ajung să fiu speaker, dar vreau să fiu ca ăla sau vreau să fiu ca mine? Că dacă vreau să fiu ca mine, am nevoie să mă dezvolt altfel decât se dezvoltă ăla. Exact ce ne zicea Bogdan ieri, că... Nu mai vreau să fiu ca nimeni. Ca nimeni, da, da, da. Că au văzut prea multe. Da, da, da. Mai am o dilemă eu. Project ne ajută să rezolvăm problema asta cu timpul. Pentru că... Acum, știi cum îi? Vrei tu să le rezolvi pe toate? Da. Păi, nu știu, Project, așa... Project nu te ajută să rezolvi cu problemele tale cu timpul, dar ideea este că ce nu înțeleg oamenii și asta am încercat să abordez subiectul ăsta, l-am abordat într-unul din modulele din Project. Faptul că tot ce înseamnă organizare și productivitate în sensul ăsta al modului în care îți gestionezi timpul și obții rezultatele, totul se bazează pe un proces emoțional. Modul în care percep curgerea timpului, chiar înainte de a înregistra episodul de podcast, ne gândeam amândoi la când a fost lansat The Project. Acu doi ani, Dumnezeule, cât a trecut, da? Pe când alții zic, oh my God, cum a trecut anul ăsta, dar pentru noi s-au întâmplat enorm de multe lucruri pentru că trăim intens la nivel emoțional în bine. Da. Și atunci, percepția asta de cât timp ai. Deci, recent într-un grup de lucru am spus chestia asta. Nu mai spuneți, n-am timp. Păi, asta pentru vreau să demontăm cumva expresia asta că și mitul ăsta. N-ai timp. Cum că n-ai timp, frate? N-ai 24 ore? Păi, ba da, am, dar... Nu, numai puțin. Nu mai minți. Nu mai spune că n-ai timp, că minți. Păi am, dar nu am pentru lucruri care îmi plac și nu știu dacă ai fost la ultimul grup de lucru de cu EFT. Acolo era unul dintre băieți, mi-a ridicat mingea la fileu și zice, dar uite-ți-o, dacă eu n-am timp pentru mine. Zic, dar
ok, hai să zicem, zic, da, nu, n-am timp liber, așa zis, n-am timp liber, da? Și episodul ăsta o să dureze mai mult, n-am ce să vă fac acum, dacă tot v-ați băgat, ascultați cu răbdare. Zice, n-am timp pentru mine. Și zic, ok, dar ce înseamnă timp pentru tine? Și zice el, fii atentă. Zice, păi timp în care nu muncesc pentru supraviețuirea mea. Zic, ok, sună interesant, dar cât muncești pentru supraviețuirea ta? Și zice, păi tot timpul. Zic, serios? Adică tu lucrezi 24 de ore pentru supraviețuirea ta? A, zice, nu lucrez 24 de ore, pentru că atunci când dormi, nu lucrez. Zic, ok, cât dormi? Zic, hai să zicem 8 ore. Să înțeleg că tu 16 ore lucrezi pentru supraviețuirea ta? A, zice, nu lucrez 16 ore. Zice, lucrez 8 ore, dar mai ies drumurile, mai ies pregătirea. Zic, pregătirea adică? Păi nu, mă trezesc, trebuie să-mi fac micul dejun. Zic, să înțeleg că altfel n-ai face micul dejun, nu? Și zic, ok, treacă de la mine. Hai să includem și pregătirea aia, deși îmbrăcatul nu este pentru supraviețuirea ta, spălatul pe dinți, cafeaua, micul dejun și așa, nu sunt pentru hai să zici, treacă de la mine. Okay. Cât îți ia tot procesul? Păi zic, aproape 2 ore pe zi, cu tot cu drum, super. 8 ore cu încă 2 ore sunt 10 ore, da? Plus încă 8 ore de somn. Deci tu, practic, 8 ore de somn, dormi, 10 ore ești în zona de lucru, mai zim cât timp mai ai în care nu muncești pentru supraviețuire. Zice, păi ești 6 ore. Deci să înțeleg, după propria ta definiție, ai 6 ore de timp liber, corect? Adică 6 ore în care nu muncești pentru supraviețuirea ta. Să zicem că restul muncești, să zicem. Dar în secunda în care ești suficient de nesimțit să-mi spui că n-ai timp liber, hai aici să-ți explic. Hai că-ți spun eu ceva în fiecare. Și când i-am spus, deci toți participanții la grupul respectiv erau șocați, pentru că toți făceau calculele. Și am zis, deci să înțeleg că după propria ta definiție ai 6 ore de timp liber pe zi. Ce faci cu acest timp? Și acolo încep dramele. Da. Pentru că începem să ne dăm seama, stai puțin, că nu e vorba despre faptul că eu tot timpul alerg, tot timpul muncesc. Nu, tu tot timpul ești inconștient. Ești inconștient cu ce faci cu timpul tău, faci lucruri din totală reactivitate, lucruri care nu sunt cu adevărat importante pentru tine sau nu-ți dai seama că la nivel subconștient îți prioritare cumva și nici mai nu realizezi chestia asta. Și atunci nu-ți dai seama că de fapt procesele tale interioare definesc modul în care tu vezi timpul tău, organizarea ta, eficiența ta, randamentul, rezultatele pe care le obții. Pentru că în secunda în care el a conștientizat că are 6 ore timp liber pe zi, dar percepția lui este că nu am timp pentru mine, înțelegi? Acolo încep problemele. Și să vezi fețele restul oamenii care au încheiat grupul de lucru, au zis, acum sunteți mai bine? Și erau toți, oh my god, acum trebuie să încep să mă gândesc despre percepția mea, cu ce fac cu timpul meu. Și majoritatea oamenilor care au această problemă cu organizarea, cu eficiența, cu productivitatea, de fapt sunt inconștienți. Nu sunt conștient cu ce își ocupă timpul. Una din clientele mele, apropo de tips and tricks pe care le dau și în curs, are temă de casă. Trebuie să-mi trimită în fiecare seară poză cu lista de sarcini pe care scrie în paranteză cât crede că durează sarcina respectivă când face lista și seara când face recapitularea și evaluarea cât a durat de fapt. Așa. Și i-am spus, pune pe lista respectivă Facebook 2 ore obligatoriu să văd dacă te ții de el. Că asta era problema ei. În fiecare zi pierd vreau pe Facebook. Normal că pierd, dar pune pe listă. Pune pe listă. Pune pe lista de sarcini obligatoriu 2 ore de Facebook pe zi. Să te văd. Că să vezi că o să ai starea de oh my god, n-am timp de Facebook. Pentru că în momentul în care spui pe listă și scrie în paranteză 2 ore Facebook obligatoriu și te uiți pe listă așa cum îți vine legat de alte sarcini, bă, de pentru asta n-am timp, pentru asta n-am timp. Când e pe listă, o să fie oh my god, trebuie să fac Facebook-ul. Bă, dar n-am timp acum. Înțelegi? Și seara când te uiți și aceeași stare o să ai, ajungi după masa acasă și bă, mai rămas 3 chestii de făcut, una ai Facebook-ul 2 ore, n-am timp. Și sunt niște chestii foarte simple, foarte simple pentru legat de modul în care funcționează creierul nostru, pe care oamenii nu le înțeleg. Nu, eu îmi propun, gata, nu mai stau pe Facebook, omule, nu merge așa. Trebuie să înveți să-ți găsești chichițele și blocajele și inclusiv punctele forte ale propriei tale minți ca să știi să le folosești în interesul tău conștient. Și despre asta este The Project. Și despre asta este pentru mine self-leadership și despre asta este pentru mine visul acela nesimțit pe care îl ai prin toată atitudinea de supererou și tips and tricks de organizare și dezvoltarea personală intenționată și toate lucrurile astea se leagă într-un întreg care se numește, până la urmă, tu cu viața ta.
Și nu este despre am hobby dezvoltarea personală, am o profesie și o carieră, am o familie și am o iubită. Nu, e viața ta, frate. Toate acestea sunt înglobate în viața ta, care este un the project. Da. Până la urmă, asta suntem fiecare. Da. Depinde cum ne construim. Da. Bun. Avem cu ce să lucrăm. Întotdeauna. După fiecare da. Episod de podcast, Oana trage concluzia. Deci avem ce să lucrăm, da? Și cu ce? Da. Și avem și pentru ce și la ce. Da, și recomand tuturor The Project. A fost făcut cu foarte mare drag și cei care au cumpărat The Project au zis, Zoltan, asta este un fel de curs din asta de productivitate, o planificare, o viață, o dezvoltare, o personală, toate sunt incluse practic într-un sistem în care aș îndrăzni să spun că nu mai ai nevoie de nimic altceva sau dacă ai aceste unelte o să-ți fie foarte ușor să iei restul uneltelor pe care le-ai adunat de la toate cursurile și să le aplici într-un mod constructiv. Alaltăieri, cred că am avut o discuție cu una din clientele mele care mi-a spus, ce Zoltan, anul ăsta mi-am propus să mai duc la vreo 2-3 cursuri care ar fi costat niște mii de euro, să nu uităm, și zice, după ce am discutat cu tine mi-am dat seama că chiar ar trebui să mă opresc din chestia asta, că știu foarte bine ce am de făcut după câteva discuții. Da, asta e ideea, frate, să știi ce ai de făcut și să faci. Degeaba te duci la o grămadă de alte cursuri și tot anul informații, dacă nu știi să le pui cap la cap, dacă nu știi să le integrezi în viața ta și într-un proiect mai mare. Da. Dacă ne e lene, nu se facă nimeni pentru noi. Așa este, dar și dacă pui în mașină măcar vocea mea când auzi despre atâna de supererou, trust me, da. O să se schimbe ceva. Da, o să fie interesant. De asta l-am făcut feedback. Audio și n-am făcut video, da. Pentru că mi-am dat seama, în timp ce făceam și, mă rog, în timp ce construiam toate subiectele respective, mi-am dat seama că și dacă ar asculta oamenii conceptele astea, măcar așa odată la câteva zile, dacă auzi chestia asta, știi, la un moment dat ceva face un declic și începi să iei decizii mărunte diferit, știi? Începe să-ți sună vocea mea în cap, care spune, ok, determinarea nu înseamnă să faci ceva în fiecare zi, înseamnă să nu te lași niciodată și să mai revii. Am clienți care asta au avut problema ani de zile, se apucau de ceva, se țineau zilnic o perioadă, după care se lăsau. 2, 3, 6 luni nimica. După iară venea început de an sau whatever, dar apoi din nou faci nu știu ce chestii, iară s-au ajuns la un număr de kilograme, triggerul. Da. Da? Faci nu știu ce chestii, iară se lasă. Și cum să mă țin? Și am avut un schimb de mesaje. Zoltan, iar îmi vine să nu mai fac nimic. M-am urcat pe cântar, am văzut că nu știu ce, iar nu vine și zic, dar nu e o problemă. Da, ai făcut ceva astăzi? Nu, n-am făcut. Ok, super, nicio problemă. Mâine faci? Apoi o să încerc. Da, super, scriem seara. Și seara îmi scrie, Zoltan, am avut o revelație. M-am cântărit de 4 ori și mi-a arătat 4 greutăți diferite și mi-am dat seama că toți anii ăștia nu mă bazam pe cântarul potrivit și de-aia nu înțelegeam nicio logică în toată treaba asta pe care o fac. Azi din astea așa, știi, de clicuri din astea mărunte, care după aia te ajută să treci la următorul nivel un pic, nu mult, un pic, dar schimbă următorul pas radical. Da, doar că trebuie să avem răbdare. Da. Da, și despre asta este The Project, despre ce înseamnă răbdare și cum poți să faci. Acum, le punctez pe toate. Da, e o super putere răbdarea. O super putere pe care eu am dezvoltat-o în vreo 40 de ani, alături de Cami, care îmi spune, Zoltan, trebuie să ai răbdare. Oh my God, nu cuvântul ăla din nou. Dar putem să învățăm. Am ajuns până aici, deci suntem bine. E bine, da. Dragii mei, sper să vă fie de folos informațiile de aici și cel puțin inspirația. Și sper să ne vedem, să ne auzim și în The Project, să luați aceste unelte pe care le-am creat cu foarte mare drag și cu o pasiune din aia de a ajuta oamenii să fie mai liniștiți și mai relaxați în viața lor, pe care rar ați văzut-o. Asta da. Atunci, la cât mai multă relaxare!